Ia uzi. Ce asta? Vreau pe atmosfera așa. Exact, vreau pe atmosfera de asta de veselie, de o atmosferă de relaxare. Să ascultați de la noi una bucată urare. Dacă se ești poate. Talentat, domnul Flic, te rog. Ia, să începi. Haide să vedem cum ar suna. Sunteți pregătiți? Normal. Aho, aho, copii și frați. Ce faceți? Vă relaxați? A fost un weekend în care s-a dat start la relaxare. Practic, s-a schimbat macazul. Mască doar unde e cazul. Era timpul că deja o lua razna viața Bă, mea. Corect. Da. Ieri umblam ca un nebun pe străzi și uitam să o pun. Și am ajuns să o por pe bot, dar uitam apoi să o scot. Exact. Exact ce ziceam. A scăzut rata ceva, că dacă cumva creștea, urma să o purtăm cu minți și când ne spălam pe dinți. E, bravo, da. Dar norocul nostru că s-a dus invers. Lasă că am văzut oameni care se pupau cu mască. Foarte bine. Așa. Gestul content. Cum ai zici? Au dat, a scăzut rata, am zis, dar gata, s-a terminat, mergi pe stradă relaxat și am observat o chestie, botoxatele zâmbesc. Au de ce? Este firesc. Au dat pe acid bănuții ca să moară cunoscuții, dar nu-și plimbau botul de rață, că aveau masca pe față. Corect, ăsta a fost impediment. Acum nu mai e. Altfel, ce să mai, parcă e un vis. La non-stop e iar deschis și merg când vrea pana mea, fără să declar ceva. Prea era stresul ca mare, cu semnat de formulare. Și cu sechele am rămas. Cum era 10 pe ceas, din baie în sufragerie, mergeam numai cu hârtie. Dar acum ne liniștim, nu mai trebuie să mințim, ca până acum, cu toții, când ieșeam noaptea ca hoții. Ne duceam pe la iubită, la mama, la o clătită, la un poker, ori un vin, un grătar, la un vecin, luam bucata de hârtie și bifam la farmacie. Normal. Sper că rata se menține și o să fie totul bine, fața mea să nu mai vadă mască dacă merg pe stradă. Plugușor cu patru boi, luați-o preventiv la voi. Da, să fie acolo că când mai intri undeva, mai vorba.